Dumnezeu a sălășuit în corp omenesc. Aici unde Împăratul Slavei a trăit, a suferit și a murit. Aici, când El va face toate lucrurile noi, cortul lui Dumnezeu va fi cu oamenii. Și El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. Noi nu vom putea pricepe niciodată cât a costat răscumpărarea noastră. Până nu vom sta în fața Domnului Dumnezeu împreună cu răscumpărătorul nostru, când vom fi împreună cu Domnul Iisus și vom vedea ce a părăsit Domnul pentru salvarea noastră, să știți că poate nu ne va impresiona atât de mult. Știți ce ne va impresiona? Pe mine m-a impresionat și a hotărât în sufletul meu și inima mea clar. Cea mai mare jertfă care putea să fie făcută a fost făcută de Dumnezeu și ceea ce m-a convins cel mai mult a fost acest lucru. Când slava locuințelor veșnice va străluci înaintea ochiilor noștri extaziați, ne vom aminti că Iisus a părăsit toate acestea pentru noi și acum, nu numai că s-a exilat din curțile cerești, dar a riscat să fie înfrânt și să fie pierdut pentru veșnicie. Dragii mei, dacă Domnul Iisus ar fi părăsit cerul să vină să ne salveze, fără să riște viața sa, existența sa, era un sacrificiu, dar cred că sunteți de acord, nu era un sacrificiu de plin. Sunteți de acord? Dar să vii și să riști, să pierzi împreună cu aceea pe care vrei să salvezi, este ceva de neconceput. Trebuie să ne plecăm în fața acestui sacrificiu și să spunem, Doamne, Tu meriți toată slava și toată închinarea. Vreau de acum să nu mai ies niciodată din cuvânt. Tu ai dreptate. Tot ceea ce cer de la mine și poate mi s-a părut o restricție, a fost spre binele meu. Deci dacă atât a făcut Dumnezeu pentru noi, dacă s-a riscat pe existența sa, dragii mei, ce dovadă vrem mai mare decât aceasta? Că a murit pe crucea pe Golgota. Da, dar noi știm că a înviat, s-a înțat la cer. Dar a riscat să nu se mai întoarcă niciodată la cer. Este mai mult poate chiar decât sacrificiul acela, decât răstignirea sa. Dacă nici acest lucru nu ne convinge, nu mai este niciun alt argument care să ne convingă. Nici spune Cuvântul Lui Dumnezeu, nici tu ne trebuie să mai sau altă motivă. Pentru că mântuirea nu se realizează prin forța învățământ, ci iubirea constrângătoare, aceea, dacă reușește să ne plece acolo la piciorul crucii, aceasta ne va aduce mântuire în sufletele noastre. Atunci, când ne vom da seama, când vom fi în cer și ne vom da seama ce a părăsit Domnul Hristos și ce a riscat pentru noi, atunci ne vom depune coroanele la picioarele sale și vom cânta. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și astfel caracterul Dumnezeu va fi făcut de cunoscut în întregul univers și legea slujirii va fi recunoscută ca marea lege a vieții. Și acum două citate la încheiere. Am avut și în lecțiune. În viața noastră de aici, așa cum este ea pământească și limitată de păcat, descoperim cea mai mare bucurie și cea mai înaltă educație în slujire. Este adevărat? În slujirea altora, nu? Dacă ne facem așa o cercetare în viețile noastre, când poate am reușit să finalizăm lucrările, să ne construim casa noastră, să ne luăm mașina noastră, să ne alegăm totul, să vedem totul în rânduială, în căminul nostru, deci în gospodăria noastră. Am avut o satisfacție. Dar cred că suntem de acord că niciodată n-am avut acea satisfacție pe care am avut-o când am făcut bine cuiva, când am dat cuiva ceva, când am sacrificat pentru cineva ceva. Nu există bucurie mai mare ca aceasta. Ați observat de multe ori, găsești un lucru de care te bucuri, să ești undeva și admiri niște lucruri frumoase ale naturii și nu e familia ta cu tine sau frații tăi. Îți vine să se aduci pe toți acolo să se bucure și de nu te simți bine. Deci această satisfacere a plăcerii, deci în mod egoist, nu este o satisfacție reală. Numai tu să vezi, numai tu să te bucuri, numai tu să puși. Nu. Deci când sunt și ceilalți lângă tine, când sunt și frații tăi, cât de mulți? Nu numai familia ta. Adevărata bucurie este în slujire. Și cei care au învățat aici pe pământ acest lucru, în condiția vieții viitoare, neîncătușați de limitările impuse de firea omenească, supuse păcatului, tot în slujire vom afla cea mai mare bucurie și cea mai înaltă educație. Nu?
Deci bucuria cea mare va fi în cer, faceți aminte că cei mântuiți, e scris lucrul acesta în cuvântul inspirat, că cei mântuiți vor ajunge în cer și se vor îndrepta spre tronul lui Dumnezeu. Faceți aminte ce vor face îngerii. Spune că ei se vor retrage, se vor da înapoi din acel cer, ca să-i lase pe cei mântuiți să vină ei în fața lor, ei să fie mai aproape de tronul Dumnezeu. Dragii mei, așa va fi în cer. Aici, pe pământ, adoptăm acest principiu. Mă retrag eu și las pe semenul meu să fie mai în față. Dragii mei, e un lucru care nu practicăm, mă refer ca popor. Vorbim despre, ne chinuim, ne străduim, am vrea să fie și iese altceva. Este ceea ce vedem. Ceea ce se va vedea poate în curând, cum s-a amintit, învățăm o lecție, se va vedea poate peste câteva zile, dacă avem acest principiu sau nu. Dragii mei, haideți să strigăm la Dumnezeu, să spunem, Doamne, suntem într-o stare grozavă. Pretinde că suntem copiii Tăi, pretinde că adoptăm această lege a slujirii, care este marea lege a vieții, a Universului. Vorbim despre ea, acuzăm și nu suntem de acord când vedem la alții. Dar noi facem, Doamne, de fapt, aceleași lucruri pe care condamnăm la alții. Doamne, scapă-ne, cum a zis, cum zicea Pavel, o nenorocitul de mine. Dragii mei, haideți să strigăm la Dumnezeu, o nenorocit de mine, scapă-mă, Doamne, că sunt atât de ipocrit, sunt atât de fals, sunt atât de... am doar o formă de evlavie, încerc să păstrez forma de evlavie ca să-mi păstrez reputația, poate, sau știu, să fiu văzut bine. Doamne, schimbă-mi viața. Trebuie să strigăm la Dumnezeu pentru acest lucru și să recunoaștem aceasta. Și Dumnezeu va face aceasta noi. Ne va schimba Domnul dintr-o stare, așa cum suntem, într-o stare în care Satana să se mire de noi. Zic că cum tu ca erai ca și mine, tu adoptai principiile mele, tu te luptai ca și mine, cum am luptat în cer, tu să fii acum altfel. Tu vrei să fii, să ai caracterul Dumnezeu, se va mira cum de am putut să ajungem așa. Dar se poate realiza, dragii mei, să cădem plângând la piciorul crucii și să strigăm cu durere, Doamne, scapă-mă că pierd. Doamne, scoate principiile celui rău din mine și pune principiile împărăției Tale. Fă ca Domnul Hristos să fie văzut în viața mea. Dacă facem acest lucru, vom fi și acolo, în familia cerească și ne vom simți bine. Toată lumea se va simți bine, că fiecare va sluji celuilalt. Însuși Dumnezeu va sluji tuturor. Vă ce să aminte că Domnul Iisus nu va sta la masă cu cei mântuiți, ci le va sluji, se va încinge ca să se dea. Dragii mei, ce lucru minunat, ce bine va fi. Nimeni nu o să mai gândească rău de celălalt. Nu te vei simți stingherit că cu tare gândește sau zice ceva tine sau șoptește pe la spate ceva tine. Nu. Acolo totul va fi perfect. Va fi o bucurie de plină. Marea lege a vieții, legea slujirii, va fi adoptată de toți. Dacă o adoptăm aici, vom putea funcționa, vom putea participa, vom putea lua parte la toate activitățile acelei împărății care are această lege. Și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, tuturor, să adoptăm această lege de aici. Cerul începe de aici. Și dacă am adoptat acest principiu, Domnul se va veni să ne ia, pentru că suntem cetățenii cerului și ne va duce acolo unde ne-a trebuit locul. Domnul să ne ajute tuturor. Amin.